Bună dimineața sau bună ziua sau bună seara, dragi români de pretutindeni, fie că vă aflați în țară sau în străinătate, vă salutăm cu stimă și respect. Iată-ne la un nou episod al podcastului nostru. De data aceasta o să urcăm pe munce, o să ne ducem un pic în munții Baiului, o să ne plimbăm un pic pe acolo, dar cel mai important e că o să vă spunem și o poveste foarte interesantă. Stați cu noi! O să urcăm într-acolo. O să suim pe Baiul Mare și o să ne plimbăm astăzi un pic și o să stăm și de vorbă. Dragilor, acolo este castelul Cantacuzino, începută construcția în 1901 și finalizată în 1911 de către Grigore Cantacuzino, supranumit și Nababul, unul dintre cei mai bogați oameni din România secolelor 19 și 20. Să vedem povestea despre el. Castelul Cantacuzino din Bușteni a fost construit în 1911 la cererea prințului Gheorghe Grigore Cantacuzino, supranumit și Nababul. Fost ministru al României între 1899 și 1900 și între 1904 și 1907. Este unul dintre monumentele istorice de o mare valoare arhitectonică, istorică, documentară și artistică al României. A fost construit în stil neoromânesc. Este înconjurat de un parc ale cărui alei te poartă spre cascade, fântâni arteziene și grotă. Edificiul a fost realizat în piatră și cărămidă după planurile arhitectului Grigore Cerchez și se întinde pe o suprafață de 3148 de metri pătrați. Gheorghe Cantacuzino, datorită averii sale colosale, a fost supranumit Nababul. Se spunea în epocă faptul că averea sa putea rivaliza cu cea a regelui Carol I. Din banii de care dispunea, a construit trei palate. Palatul Cantacuzino din București, situat pe Calea Victoriei, care adăpostește în prezent Muzeul Național George Enescu, Castelul Cantacuzino din Bușteni, numit uneori Palatul Cantacuzino Bușteni, și Palatul Cantacuzino de la Florești, supranumit și Micul Trianon, după Palatul Trianon de la Versailles, în prezent în ruină. Castelul Cantacuzino din Bușteni a fost mai puțin cunoscut decât Peleșul, însă cu o istorie la fel de frumoasă. Este un rival turistic pentru fosta reședință de vară a lui Carol I din Sinaia. Excentricitatea Nababului este foarte bine cunoscută în epocă și stați să vedeți despre Palatul Cantacuzino din București. Știu, suntem pe munte, acum cer o stare să vorbim despre București. Am plecat deja din București. Dar, sigur, cine ar spune că n-am avut și nu avem valori turistice, arhitecturale, se înșeală și sunt într-adevăr universale. Avem cu ce ne mândri, nu numai cu oameni, dar și cu minunățiile arhitecturale, monumente istorice, biserici, mănăstiri, catedrale. Vom vedea pe parcurs. În momentul de față, să ne bucurăm de munte. Despre el circulă legenda că prințul ar fi vrut să-i paveze curtea și să-i învelească acoperișul cu monede din aur. Cu o splendidă priveliște asupra Văii Prahovei și spre Crucea Caraiman, castelul Cantacuzino din Bușteni se înalță semeț la poalele muntelui Zamora, în cartierul cu același nume al stațiunii. Piatra de temelie a castelului a fost pusă în 1901, pe locul unei vechi reședințe a Cantacuzinilor, o veche cabană a familiei, iar construcția, realizată în stil neoromânesc, în piatră și cărămidă,
a fost terminată în 1911 după planurile arhitectului Grigore Cerchez. Gheorghe Cantacuzino se trăgea din vechea familie nobilă Cantacuzino, fiind un descendent al voievozilor români și al împăraților bizantini Cantacuzino. Datorită averii sale colosale, care i-a permis să construiască trei palate, două în Prahova și unul în București, pe Calea Victoriei, actualul Muzeu Național George Enescu, prințul Gheorghe Grigore Cantacuzino a fost poreclit nababul. Era cel mai mare proprietar de pământuri din România la vremea respectivă și putea concura chiar cu regele Carol I, atât ca avere, cât și ca poziție socială și ca nume, prin descendență. Este și motivul pentru care istoria l-a reținut cu o legendă legată de castelul din Bușteni, aceea că ar fi vrut să-i paveze curtea cu monede din aur. Nababul ar fi vrut să-și acopere castelul nu cu țiglă, ci tot cu monede din aur, dispuse pe cant și nu în formă clasică, de solzi de pește, pentru că astfel ar fi intrat mai multe. În felul acesta, palatul său din Bușteni ar fi întrecut în măreție castelul Peleș din Sinaia. Până la urmă, nababul a renunțat la idee. În 1911, nababul punea și piatra de temelie a micului Trianon de la Florești, ridicat în numele nepoatei sale Alice, după planurile palatului Trianon de la Versailles, în prezent o ruină pentru care se caută soluții de restaurare, la a cărei devastare au contribuit oamenii și timpurile. În mod tragic, ambele palate din Prahova nu au mai putut să-l bucure prea mult pe nabab, mort pe neașteptate în 1913 de pneumonie. Și tot ca o coincidență, ambele au devenit sănătorii TBC în timpul comunismului. Nu înainte de a fi prădate de tot ceea ce s-a putut smulge, apuca și transporta. Din fericire, castelul Cantacuzino din cartierul Zamora din Bușteni a înfruntat timpurile cu mai mult noroc. Iar astăzi a revenit la frumusețea de odinioară, încântând turiști din întreaga lume. Da. Sunt unele trasee interzise pe partea asta. Le-am făcut. Ia. Da, noi o să mergem pe un traseu care e foarte pitoresc iarna. Bucegii se văd în ceață. Dar o să-i vedem mai sus, să vedem cât de semeți se arată printre nori. A existat o rivalitate între partea brâncovenilor ca voievozi și a cantacuzinilor ca veri ai săi și asupra câștigării turnului țării muntenești, dar și a Moldovei. Povestea domnitorului Constantin Brâncoveanu și a sfetnicului și unchiului său, stolnicul Constantin Cantacuzino, este o istorie a unei familii puternice, bogate și influente, una de lungă durată, pe care o vom scurta spunând astfel, că totul a început într-o zi de toamnă târzie a anului 1341, atunci când pe câmpia de lângă Didi Motica, un oraș fortificat de pe coasta tracă a Mării Egee, Ioan Cantacuzino, strălucitul membru al uneia dintre cele mai nobile și bogate familii bizantine, este proclamat de către susținătorii săi drept împărat al Bizanțului, sub numele de Ioan al VI-lea, apoi de Sfântul Dumitru pe 26 octombrie și din acea clipă toți urmașii săi vor visa la tronul imperial al Constantinopolului. Unul dintre mulții descendenți ai primului împărat Cantacuzin a fost celebrul Mihail Cantacuzino, poreclit Șeitanoglu, adică fiul dracului. Mai apoi nepoții săi vor emigra în al doilea deceniu al veacului al XVII-lea în țările Valahe, Toma și Iordache în Moldova, Constantin în Muntenia, punând astfel bazele dinastiei cantacuzine de pe meleagurile noastre. Mai apoi, viitorul postelnic, Constantin Cantacuzino, se căsătorește în 1628 cu Elina, fiica domnitorului Radu Șerban. Ca de la ei, mai departe să meargă arborele genealogic care îi va aduce renumele de făcătorul de domnitori. Alți membri, Mihai și Iordache, vor deține funcția de mari spătari, la fel și Drăghici, după ce o îndeplinise și pe cea de mare paharnic. Constantin, proeminentă personalitate culturală a timpului, va ajunge mare stolnic, în timp ce fratele lor, mai mare Șerban, va accede chiar la tronul Munteniei în 1678. Sora lor Stanca se va căsători cu papa Brâncoveanu, iar fiul lor, alt Constantin, îl va urma la tron pe unchiul său în 1688. În acest fel, în decurs de numai două generații, cantacuzinii devin
una dintre cele mai puternice și influente familii din Valahia, cu relații întinse și solide la Istanbul, dar nu numai. Vor obține bogăție și măriri, multe ambiții, dar vor obține și dușmănii sau invidii, lezând alte orgolii la fel de puternice. Sărim în timp mai departe și spunem cum ajunge Constantin Brâncoveanu pe tronul Țării Muntenești. Multele tensiuni care au existat între cele două puternice personalități ale clanului Cantacuzin, Șerban și Constantin, fuseseră atenuate de existența unui dușman comun, familia Bălenilor, precum și de interesul de a asigura tronul pentru unul din membrii familiei lor. Elina Cantacuzino, în 1667, văduva pustelnicului, întocmi o diată sau testament, prin care averea familiei urma să fie împărțită în mod egal între cei 6 fii ai ei. Însă Constantin insistă și îi explică mamei sale că dacă vreodată Șerban, acum voievod, va fi mazilit, întreaga averea familiei va fi confiscată. Apoi Elina Doamna reface testamentul în 1681 și lasă executor testamentar și cap al familiei pe stolnic. Șerban este deranjat profund, iar după moartea mamei sale va impune revenirea la prevederile diatei anterioare. În ceea ce privește eliberarea de sub stăpânirea otomană, Șerban Cantacuzino hotărăște să schimbe vasalitatea turcească cu cea austriacă, opțiune pe care stolnicul Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu o găseau riscantă și prematură. Nu ascultă de sfaturile lor și domnitorul trimite o solie impresionantă. 130 de persoane în frunte cu fratele său devotat Iordache și cu ginerele său Aga Constantin Bălăceanu la Viena, cu gândul să închine țara Habsburgilor. Înainte ca solia să plece din București și să ajungă la Viena, Șerban Cantacuzino moare subit pe 26 ale aceleiași luni. Apoi nepotul său Constantin Brâncoveanu ajunge la tron, împins în față de cei doi unchi ai săi, Mihai și Constantin Cantacuzino, ales în locul lui Șerban, fără nicio dificultate. În epocă ar fi fost alimentate speculațiile conform cărora stolnicul nu ar fi fost străin de sfârșitul prematur al fratelui său. Odată Brâncoveanu a ajuns la domnie, cei doi unchi ai săi își reprimesc funcțiile din care fuseseră îndepărtați de Șerban Cantacuzino. Dar în 1703 are loc ruptura parțială, dar profundă, dintre Brâncoveanu pe de-o parte și Mihai și Constantin Cantacuzino pe de cealaltă. A fost chemat la Adrianopol de către sultan, riscând să meargă chiar într-o călătorie care ar fi putut foarte bine să fie și ultima. Cu prețul unor mari sacrificii financiare, reușește nu numai să fie reconfirmat în domnie pe viață, dar chiar să îi se propună și domnia Moldovei. Cere un răgaz de 4 zile, timp în care își trimite un mesager la București să afle sfatul stolnicului. Acesta îl povățuiește să refuze oferta, bănuind o cursă întinsă de către turci. Însă Brâncoveanu declină propunerea și este surprins să vadă că ginerele său, Constantin Duca, domn al Moldovei, este mazilit și în locul său numit Mihai Racoviță, al cărui frate Dimitrie era ginerele spătarului Mihai Cantacuzino. Dar iată că povața bătrânului stolnic nu fusese atât de obiectivă pe cât și-ar fi dorit domnitorul. Constantin Cantacuzino a fost lezat de faptul că Brâncoveanu a fost numit domn pe viață, dorind tronul Țării Muntenești pentru propriul său fiu Ștefan. Acesta este doar începutul unui lung lanț de trădări și probleme în care a intrat domnitorul Brâncoveanu și care i-a adus mazilirea împreună cu fiii săi de către sultan, fapte despre care vom vorbi într-un episod viitor. Dragilor, după cum vedem, a existat totuși o oarecare rivalitate între Cantacuzini și celelalte domnii, voievodale de la noi, din celelalte dinastii. Însă, totuși, fiecare și-a adus aportul asupra României, așa cum este astăzi. Munții Baiului sunt în mare parte munți colinari, alcătuiți din tot felul de roci aluvionare, sedimentare am putea să spunem, roci roci precum gresii, andezite și multe altele de genul acesta. Dar e foarte interesant că sunt munți colinari aflați între alte 3 sau 4 masive muntoase și bate un vânt sus pe creastă, o să vedeți. Cala e la casă, așa cum a fost și în Ciucaș, foarte puternic. Dar trebuie să ajungi pe creastă ca să-l simți cu adevărat.
Când ajungem noi pe creastă, s-ar putea să se elibereze. Poate vedem și noi bucegii ca lumea. Se auzea bine. Da, da. Se aude în vale. E mai deschis un pic aici. Se aude în vale, puieți în copaci. Pe aici, dragilor, obișnuia să urce regele Carol I, să facă trasee. De asemenea și Cantacuzinii. Aveau chiar și un canton de vânătoare mai sus. Acum nu cred că mai este. Știu că a existat un canton silvic care a fost transformat, singura cabană din Munții Baiului. Și anume cel din un pic mai încolo, spre sud, mai deasupra Valea Ursului, următorul pisc după Valea Florei, mai sus de Posada. Da. Susurul apei. Foarte plăcut când e liniște. Davis. Davis. Culmea, Zamora are totuși o mică legendă, n-am reușit să o depistăm, dar se spune că sunt câteva puncte energetice foarte importante, de altfel și în Bucegi, vis-a-vis. Sunt foarte importante. Munții Baiului aparțin masivului Bucegi, dar nu fac parte din Parcul Natural Bucegi. Din câte știu, avem o singură rezervație naturală de pe Valea Rea, Poiana Narciselor, una dintre puținele rezervații în care cresc narcisele sălbatice. Înfloresc cândva prin aprilie sau mai și nu țin foarte mult, dar sunt ocrotite prin lege, ceea ce e bine. Zamora, fraților, pare fi un nume trac. Zamora. Samuru, Samurus, era un animal care a trăit odinioară la noi, nu știu dacă mai trăiește, cred că e dispărut, dar seamănă Zamora, Zamur, Samur, era un soi de nevăstuică, totuși e un nume trac, așa cum am zis, deși pare oriental. Cam masaget. Da. Munte. Munte. Și un pulover. Și un geac. O să am nevoie mai sus de geacă. Bun. Ziceam, Zamora pare a fi un nume trac, dar totuși oriental. Probabil masaget. Etimologie ar fi Zamoro, amor,
printr-o anumită metodă lingvistică, putem să citim invers. Roma. Interesant. În cazul ăsta avem Roma, romaz, dar noi avem romanați în Oltenia. Foarte interesant. De ce oare romanați? Știm că acolo au fost câteva castele romane. Probabil și aici, dar iată că suntem într-o zonă de cumpănă, pentru că munții Bucegi aparțin lanțului Carpato-Meridional, adică sudic. Însă, Baiului e ultimul masiv, de altfel, care face parte din Carpații Orientali, în niciun caz din Carpații Meridionali. Și totuși, face parte din masivul Bucegi. Deci masivul Bucegi e împărțit în două. O parte meridională, bineînțeles, care reprezintă muntele Bucegi, efectiv, unde se spune că ar fi fost Cogaion. Muntele ales a Bucegii înseamnă alege în daci. Ia auziți. Da. Și și Baiului. Baiului care, de fapt, odinioară se numea Gârbova. Gârbov. Care cară, așa, ca un pitic, ca un gnom. Cară multe lucruri în spate. Da, de saga. Și e interesant. După aceea și-a luat muntele Baiului. Munții Baiului. Care se termină la nord, cu munții Neamțului. Care au o legendă interesantă. Se spuneau că după bătălia de la Mărășești, supraviețuitorii, care erau turci, nemți, români, au plecat în sud și au ajuns pe culmile munților Gârbovei, adică Baiului de astăzi, și datorită conviețuirii lor acolo o perioadă, a apărut vârful Turcu, vârful Neamțu, din munții Neamțului, care de fapt fac parte din munții Baiului, Carpații Orientali. Carpații Orientali de curbură, care se continuă mai încolo, cu munții Grohotiș, Ciucaș, în care am fost, vizitați episodul cu drumurile memoriei, vă invităm să-l vizionați, e foarte interesant, și munții Vrancei, Vrâncioaia, nu Varancea, Varan, alt nume mediteraneo semitic, sau Vran, Vran, Bran, foarte interesant, e cam același lucru cu Vlaicu, sau Valach, sau Voloch, sau Vloi, sau Vlajin, Pelazg, Belagin, iată, nume străvechi ale blajinilor de pe aceste meleaguri. Cum suntem și noi, suntem blajini, suntem amărâți și blajini, îngăduitori, primitori, că așa trebuie să fim, precum apa din pârâuașul de mai devreme, cum spunea Bruce Lee. Fii ca apa, prietene, da, maleabil și receptiv, adică primitor. Am fost foarte primitori. Noi avem multe etnii pe aceste meleaguri de răscurce, cum suntem și acum, la răscurce de câțiva munți, câteva masive, muntoase, orientali și meridionali, deopotrivă, dar și țara Bârsei, care aparțin munților din nord, tot Carpații Orientali, de altfel, pe partea estică, dar în nordul acestor munți și care delimitează, bineînțeles, niște microplăci tectonice, așa cum v-am spus și în episodul anterior cu Ciucaș. Microplăci tectonice care ne atrage atenția că la un moment dat acest cum se spune, golf care a fost aici, a avut foarte multe insulițe
și s-au unit, creând aceste microplăci tectonice și teritoriul României de astăzi, acum multe, multe mii de ani. Multe mii de ani. Da, au fost datate de către oamenii de știință și se pare că iarăși am ajuns la Orăscruce. Hai să vedem. Da. Iată Orăscrucea, fraților. Și spuneam de Zamora, să continuăm un pic cu etimologia. La noi mai există Samurceșești sau Murcășești. Iarăși un nume dat unei mănăstiri, dar totuși cu o vechime anume. A început să bată viscul. Da, da. De ce e zăpada albă? Ar putea întreba copiii. Că bea vaca lapte. Că bea vaca lapte. Pentru că vaca sacră, după ce își face treaba, fată viței, bineînțeles că trebuie să le dea lapte. Laptele la se scurge din cosmos. Ca zăpada. Hai, nu mai vorbim în dodi. Hai să mergem la treabă. Înaltul poate aibă 286.000 de km/s. Da. Înaltul nivel sarcina electrică poate fie 1,618 ori 10 la minus 17 ohm. Așa greita domnul inginer. Se spune în străvechime că zăpada ar fi cerul care a căzut pe pământ. De aceea e albă, apa adâncă, albastră, spre albastru... Apele primordiale. Exact. Spre albastru întunecat. Precum cosmosul, mama cosmos. Și în strat gros, gheața e albastră. Exact, gheața albastră. De ce nu e albă? Cu cât e mai măcinată, așa, ca niște confeti. Dar ca să vedeți cum curge de fapt cerul. Ia să vedem. Mirific, să tot stai pe aici. Da, fraților, se pare că atât castelul Cantacuzino din Mușteni, cât și Palatul Trianon au fost pe vremea socialiștilor sau comuniștilor sanatorii pentru boli pulmonare, cum ar fi TBC-ul. TBC-ul ca o boală care se mai numește în popor oftică. De ce oare? Cine s-o fi ofticat? Ei bine,
rivalitatea întotdeauna vine din oftică sau din invidie. Așa cum am văzut rivalitatea ultimilor mari voievozi. Spune și pe aia, TPC-ul de fapt, cu ce avea legătură de fapt? Cum? TPC-ul. Cu invidia. Invidia și ateismul. Neîncrederea în Dumnezeu sau respingerea de Dumnezeu. Astea erau, nu? Da. Astea erau. Da. Bă, are legătură, deci optică, a? Optică, da. Și atunci, deși Grigore Cantacuzino a construit Palatul Trianon pentru nepoata sa Alice, după care, pe vremea ateilor comuniști, știm bine, au fost atei, nu mergea să spui ceva de Dumnezeu, că te băga imediat la mititica. Adică, în închisurile alea. Ba da, materialiști, atei, marxiști și tot așa. Și din cauza aceasta a fost folosit ca un sanatoriu pentru TBC. Ele nu erau creștinismul, l-au dat la o parte ca să iasă ei la înaintare, nu neapărat cu atei, mă gândesc. Da, era o formă de ateism. Da. Nu înseamnă neapărat fără de Dumnezeu, formă, înseamnă respingerea lui Dumnezeu. Necredincioși. Erau... Credeau un zeu materialist. Sau un zeul material. Da. Într-adevăr. Și iată cum... Dar erau... Dinastiile... Făceau chestia asta cu scopul de a manipula lumea ca să fie ei la înaintare, nu să se ducă să se închină la Dumnezeu, ia veniți că importante partidul și etc. Exact, gospodăria de partid. Tovărășia. Exact. Mai lăsați cu Dumnezeu, că nu vă aduce de pe pică de mâncare, haideți aici, la industrie, la producția de muncă, la cooperativă. Exact. Da. De asta vă le plăcea lor să fie atei, mă gândesc. Nu, e doar o părere. Da, zeul material. Să știți că și ateismul este o formă de așa zisă religie, o pseudo-religie, de altfel. Însă, taie legătura cu divinul. Când știm, voievozii la început erau numiți de Domnul. Domini sau Dominus Dei. Primeau Dominus Dei. Bine, după aceea a luat-o biserica această sarcină și uite așa cu biserica s-au bătut și ateii materialiști și de fapt e bătălia omului cu Dumnezeu. Cam asta e. Excentric cum era nababul și-a folosit mintea foarte interesantă și a plănuit să facă castelul lui Cantacuzino un acoperiș din monede de aur. N-a mai reușit pentru că a murit brusc, adică exact după ce a fost finalizată construcția castelului după planul, bineînțeles, arhitectului cerchez. Vrea să pună în așa fel monedele încât să fie în cant, să fie cât mai multe, nu în formă de solzi, așa cum sunt țigările pe casă. Foarte interesant. Însă, iată că Dumnezeu l-a luat înainte să o fac. Nu-i de râs, e de plâns. Până unde poate duce, într-adevăr, acumularea materială și poate, de ce nu, pleonexia sau lăcomia continuă, care continuă și în viața actuală și în următoarele existențe. Pleonexie spui, nu? Pleonexie, da. Inspirație, simți să tragi cât mai mult în tine și da. Fiat, știi? Da, da, da. Pleonexie. Da, pleonexie. Pleonus. Plin. Plămâni. Da, seamănă un pic cu plămânii, într-adevăr. E o asemănare. Deci, în loc să transmutăm plumbul în aur și, bineînțeles, să inspirăm cât mai mult timp, să tragem aer în piept și să expirăm cât mai puțin, ca să nu risipim. Noi vrem să acumulăm după aceea. Păi ce să mai acumulezi dacă ești golit de valori? Cu toate că, sigur, putem să zicem că ne-au făcut și un mare bine
României, acești voivozi. Plafonul jos de nori, e clar. Sus ar putea să avem parte de o surpriză nevăzută. Bucegii. Da. Vedem dacă îi putem vedea. Whiteout, fraților. Whiteout. Omul de munte nu stă în oraș. Ce deget mare am. Da. Mi s-au lungit degetele, dar a mers. Găsirem ceva? Nu. Totuși, plafonul de nori e pe la 2000 de metri. Nu e 2000, este 1600, 1700. Sau 1800, da, e și baiul e... Baiușul este 1800 și plafonul... 1825, știu. Era la altul 1895, baiul mare. 1700 e plafonul. Noi suntem pe la 1600, hai, tras de pă... Aia suntem. Ai găsit? Imediat. Da. Da, dragi prieteni, o să o cam luăm înapoi, pentru că prea multă zăpadă și destul de multă oboseală, s-ar putea să prindem nopțile aici, iar noaptea, iarna pe munte, e mai scurtă, e mult mai scurtă, pe la 4 deja începe să apună și mai e o oră și apune și la revedere. Și e
cam greu pe, pe ceață, pe toate astea. Făcurăm vârful Zamora și plecarăm spre Băiuțu. Când ajunserăm spre Băiuțu, făcurăm Zamora. Zamora, nu uitați. Iar mi s-au lungit degetul. Bă, nu, doar ăsta. Am tras de el. De la Tamers pe munte. Bine. Să nu uitați, de acum mi s-a scurtat. Bă, nu. Iar mi s-au lungit. Să nu uitați să mai mergeți și pe munte. Lăsați plan de mie. Mergeți pe munte. Zamora. Jos plan de mie, sus muntele. Exact. Sau ce câinii de stână. Fraților, iarna pe munte e ca în deșert. Mergi în dezolare. În deșert al amărăciunilor. Aparent. Oare? Dar este extraordinar de pitoresc, extraordinar de mirific. În special în Baiului. În special în Baiului. Acolo e stâna Zamora, de unde se aud câinii. Se pare că încă nu s-a închis. Curios, totuși e decembrie. Am ales să facem traseul ăsta iarna, pentru că iarna aceasta pare a fi iarna poporului român. Însă nu e chiar iarna poporului român. E un fel de vară turidă. Spunea Albert Camus. În toiul iernii am aflat că în inima mea e o vară turidă. Iată. Dragilor, iarna pe munte da, e anevoiasă. Te puteți aștepta la absolut orice. Cum spuneam, vântul bate la el acasă. Nu a bătut foarte tare. Dar au fost câteva rafale mai înțepătoare. Dar e mai anevoios din cauza zăpezii. N-am fost foarte puteca. Țin să menționez că au mers din ce în ce mai puțini oameni cu trenul în această perioadă. Nu știu de ce. Curios. Da. Cică. Nu, erau foarte puțini. Eram aproape singur în tren. Aproape. Serios? Nu mai merg oameni cu tren? Mai merg, dar erau puțini. Foarte puțini. Deci eu e de navetă, se duc oameni la muncă pe aici. Bine, oricum, e vorba de CFR Călători. Firmă de stat. Care se știe că face multe greșeli. Ei, dar... Da, mersul trenurilor e mersul trenurilor. Totuși, am ajuns să facem și traseu. Erau totuși niște montaniazi în tren. Iar se aude corbul în depărtare. Lumină selectivă, cum spuneam. Lumină selectivă. Se pare că se lasă plafonul de nor jos și se va face whiteout. Ne vom grăbi că după asta vine noaptea. Și totuși, peisajul pot să ni se revelează și începe să se mute în urmă de pe acolo cu zăpadă. Frumos! Să descindem aici. Să fie munții Postăvărului. Apoi Bucegi, totul în nori. Trece norul fix de pe Valea Zugii, din depresiunea Brașov, către încoace, spre Valea Prahovei, toată Valea Prahovei. Frumos. Un
ieșit din nori. Îl vânăm. Să sperăm că va mai ieși. Măcar colții morarului să-i vedem. După munte! Frumos! Iată! O undă de speranță, fraților! Iată că se revelează și mai mult. Bine că nu s-a dat avalanșa cu tine. Da. Așteptam și eu cruce. Se vede crucea. Crucea care e mâna lui. Superb. Nu credeam că a pus să o revăd, având în vedere norii, dar iată că mai poate și vântul și scăpăm de nori. Arată ca un troll al pădurii. Nasul și gura. Pădurea știe să vorbească omule, dar omul știe să vorbească pădurii? Nu cred că știe. Va trebui să reînvețe. Fraților, suntem în coborâre. Gata, ne-am săturat de munte. Ne ducem la mașină. Că asta este. Se lasă noaptea. Totuși, în perioada asta, lumina e foarte caldă. Mai tot timpul a fost așa. O lumină de amurg continuu. Amurg continuu. Superb. Păi, să fim precum copiii. Prezenți, uimiți și uimitori. Să nu te deranjeze că umbli cu mâna goală pe asta. După ce ai fost pe munte, pe geul ăla. Am și băut zăpadă. Și mai beau. Da, știu. Da, dragilor, terminăm și tura asta. Coborăm de pe munte. Iată-ne înapoi la mașină. Ce să mai spunem? Cantacuzini, în speță Grigore Cantacuzino, zis și Nababul, a fost într-adevăr un om printre cei mai bogați, averea lui, așa cum am mai spus, rivaliza cu averea lui Carol I, dar a lăsat totuși moștenire marelui George Enescu, Palatul Cantacuzino din București, care astăzi este muzeul George Enescu, o adevărată bijuterie. Bun, acestea fiind spuse, o să încheiem și noi aici. Ne bucurăm că ați mers cu noi
în acest periplu pe munce și ne-ați suportat povestea până la capăt. Este o poveste interesantă, o poveste de viață, ca să vedem că totuși am avut valori și avem valori, astfel că vă salutăm, vă spunem seară bună, că deja se cam înserează și să ne revedem cu bine și la episodul următor. Dar nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, dați un subscribe sau un like, un feedback, să știm și noi de voi. Trăiască România!